Sunt copii care nu au văzut niciodată o jucărie nouă, iar singurul lor univers este curtea casei și ulița prăfuită. Sunt sute de suflete care nu au niciun motiv să zâmbească, pentru că părinții sunt prea săraci ca să le ofere din când în când o ciocolată. Iar noi toți, împreună, învățăm să zâmbească. Așa cum făceam când eram la primărie, cadouri, jucăriile, hăinuțele, încălțămintea, nu știu, cărțile care prisosesc copiilor din municipiul Slatina și familiilor, în sensul în care copiii s-au mai mărit, au rămas renunțele mai mici, jucăriile nu mai sunt așa de iubite, că s-au fost înlocuite de alte jucării, le putem face și împreună, unde o să mai adăugăm și noi câteva dulciuri, să le dăm de 1 iunie de ziua copilului. Micuții slătineni pot renunța la jucăria pe care au abandonat-o de mult, pe un raft sau la hăinuțele pe care nu le mai poartă, iar părinții lor pot da cărțile de povești pe care cei mici le știu pe de rost sau rechizitele rămase din anii trecuți. Copiii săraci din 20 de comune din nordul județului au nevoie de ele. Sunt foarte multe familii sărace, în special vorbim de copii până la 12-13 ani. Vorbim de vreo 2500 de copii care avea nevoie. Deci m-aș bucura foarte mult ca cât mai mulți slătineni să facă acest lucru. Așa că micuții slătineni trebuie să își ia părinții sau bunicii de mână și să vină la cabinetul parlamentar al senatorului Darius Vâlcov din strada Sevastopol, numărul 2, etaj 1, fosta clădire Old Proiect, în perioada 9-28 mai, pentru a aduce o jucărie, o carte de povești sau o hăinuță de care un alt copil dintr-un sătuc din nordul județului are nevoie, iar acel copil trist îi va dărui un zâmbet micuțului slătinean.